Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Eu aici vreau să-mi fac o cafeauă. Este ora 8 dimineața. Da, și am zis să încep un nou vlog. O să văd ce o să filmez astăzi. Dar să vă zic așa planurile mele pe ziua de azi. Vreau să fac o ciorbă rădăuțeană. Vrem să mergem la lavandă și cred că cam asta o să facem noi astăzi, așa mai important. Da, dragilor, vă invit să urmăriți în continuare ceea ce am filmat eu într-o zi. Dragilor, eu m-am apucat de ciorbă. Eu deja am pregătit, am curățat legumele. Acum o să vă arăt ce am curățat și ce o să pun eu la ciorbă. Am pregătit aici un pui întreg. Și aici mai am și o caserolă din aia cu piept de pui. Am spus mai mult carne. Înțeles că voi pune mai mult carne și mai multe legume pentru că îmi place să fie mai multe legume în ciorbă, să fie așa mai groasă. Așa, iar aici am pregătit legumele, cepile le-am lăsat cu codița asta pentru a nu se destrăma în timpul fierberii. Voi pune cepile, 4 cepi, aici am morcovi, și morcovi voi pune mai mult pentru că îmi place gustul lor, dă un gust dulce. Și pastrnacul la fel, tot așa voi pune mai mult pentru că dă un gust foarte bun la ciorbă. Așa, și am pus și 2 ardei, unul galben și unul roșu. Așa, un gogoșar și un ardei în capia. Așa, și acum voi pune apă peste de toate astea și le voi lăsa să fiarbă foarte bine. Să spăl, așa, și acum o să pun apă, să clătesc asta. Voi pune apă și voi umpli aproape oala cu apă. Bineînțeles că am făcut așa multă ciorbă pentru că le voi duce și socrilor mei. De-aia am făcut așa mult, 13 litri de apă am pus. Bine că sunt și legumele și nu o să fie atât de mult ciorbă pentru că dacă e legumele române, cred că am jumate din apă. Da, dragilor, și acum voi lăsa să fiarbă. Dragilor, am oprit aici pentru că supa o fiert. Acum voi scoate legumele și cu carnea. După aia le voi lăsa să străcească, să le pot tăia. Iar după am să strecor supa. Thank you.
dragilor, am luat legumele după am stricurat această supă, pentru că vreau să fie curată. Am stricurat-o și aici am carnea și cu legumele și care aștept să se răcească ca să le pot toca. Între timp, până se răcește legumele și carnea, voi face smântână. Eu voi pune o găletușă din asta, din kilogram de smântână, pentru că am multe ziam acolo. Și o voi pune în acest bol. Voi amesteca foarte, foarte bine, cât să fac ca un fel de cremă. După ce voi amesteca foarte bine, trebuie să pun puțin polonic de ziamă din aia fierbinte în această smântână. Voi face așa pentru ca să nu se brânzească, pentru că dacă voi pune smântâna direct acolo, se va brânzi. Așa că trebuie să aduc smântâna la temperatura care este ziama. Voi amesteca foarte, foarte bine și după voi pune ziamă cu puțin polonic. Așa, acum o să duc aici și voi pune ziamă, deci am un polonic. Se pot aduce smântână la temperatura 0. Gata, dragilor, am pus smântâna, după cum vedeți, nu s-o brânzi deloc, pentru că am pus smântâna după ce am adus-o la temperatura zilei. Așa că acum voi aștepta să răcească legumele și carnea și după le voi adăuga și pe ele. Nu voi adăuga nici oțet, nici usturoi în ziam acum. Fiecare își va pune castron, pentru că oțetul și usturoiul sunt toxici dacă stau mai multe zile în ziamă și se va strica și mai repede ciorba. Așa că fiecare își va pune oțet și usturoi după gust. Acum voi începe să-i dau gustul. Voi pune sare după până ce ajunge, da, pentru gustul meu, până când îmi place mie. Dragilor, am terminat ciorba. Cam așa arată. Doamne, are un gust foarte, foarte bun. Și chiar dacă nu puneți oțet și usturoi, tot are un gust foarte, foarte bun. Mommy.
Da, dragilor, ne-am venit până la lavandă ca să ne mai plimbăm puțin și acum vrem să mergem acasă, așa că o să închid vlogul aici. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like și eu până data viitoare vă pup. Pa!